Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Săptămâna aceasta, Republica Moldova a livrat titluri de știri nu doar pentru presa națională, dar și pentru presa internațională. Este pentru prima dată când un președinte, un fost președinte de stat, este cercetat penal pentru finanțare ilegală a unui partid din partea unei organizații criminale. Și este prima dată când un șef de stat este cercetat penal pentru trădare de patrie. Acuzațiile sunt grele și grave și este o mare provocare pentru procurori pentru a demonstra că nu e vorba doar de jocuri politice și că justiția a început să funcționeze în Republica Moldova. Vor reuși să facă asta procurorii din Republica Moldova sau nu? Vom discuta în cadrul emisiunii de astăzi și, evident, vom vedea și în timpul apropiat cum se va desfășura dosarul în care este vizat fostul președinte Igor Dodon. Invitați în studio sunt domnul Lean Carp, deputat PAS, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. Bună seara! Bună seara! Domnul Yuri Reniță, fost deputat Platforma DA. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ian Lisnevski, analist politic. Bună seara! Bună seara! Cu noi legătură prin Skype va fi și șefa intermară a Procuraturii Anticorupției, doamna Elena Kazakov. Vom lua legătura cu noi un pic mai târziu. Trebuie să precizăm că la emisiunea din această seară am invitat și reprezentanții ai Partidului Socialiștilor, dar și avocații domnului Igor Dodon, dar am fost refuzați. Haideți să vorbim despre ce s-a întâmplat în aceste zile, dar nu înainte ca să urmărim declarațiile pe care le-a făcut Igor Dodon după ce a primit verdictul judecătorilor de instrucție de 30 de zile de arest la domiciliu. Consider acest dosar politic la comanda doamnei Maia Sandu, care imediat după ce a intrat în funcție în decembrie 2020, la începutul ianuarie, a cerut la procuror general ca să-mi deschidă mie dosar penal să mă pună la pușcărie. Cu acest caz se ocupă 53, cu cazul meu, se ocupă 53 de procurori și ofițeri. Nici un politician în Republica Moldova în cei 30 și ceva de ani de independență nu au fost așa persecutați politic. 53 de procurori se ocupă de mine, pentru ca să mă pună la pușcărie. Este un grup de procurori care conduce tot lucrul ăsta. Este vorba de domnul Bulat, este vorba de domnul Compan și probabil domnul Morari. Toți acești trei sunt ghidați de ambasada Statelor Unite, cu acceptul Maiei Sandu. Dosar politic cu scopul de a neutraliza opoziția. A doua declarație. Este straniu și josnic să mă învinuiască de trădare de patrie a cei care la această etapă au umplut toate instituțiile de stat cu consilieri străini, români, americani, nemți, care controlează toate instituțiile, inclusiv instituția prezidențială, sunt câteva zeci de consilieri străini plătiți din afara țării. Toate învinuirile cu îmbogățire ilicită. Este un dosar care se face absolut la fiecare dintre voi pot să fac. Declar că nu am nimic pe mine sau persoane interpuse în afară ceea ce am declarat oficial în declarațiile mele de venit. Punct. Dar aceste dosare cu îmbogățire ilicită sunt deschise pentru a persecuta pe toți cei care nu sunt de acord cu regimul instaurat de Maia Sandu. Și tot la acest capitol, toate insinuările cu filmările cu Plahotniuc și așa mai departe, vreau să vă aduc aminte că ele au fost filmate atunci când Plahotniuc a fugit din țară. Și datorită pseudo-negocierilor care le-am dus și eu știu cum mai filmează, noi l-am dat jos Plahotniuc. A doilea scop este lichidarea forței de opoziție. Pentru că este atras în dosar și Partidul Socialiștilor. Nu lichidarea doar liderului. Că înțelege că numai eu pot să o dau jos. Și să o dau jos. Dar vrea să lichideze și Partidul Socialiștilor pe care eu l-am condus și care acum n-l conduc. Și a treilea scop. Foarte tare spera că o să mă preseze și eu psihologic o să cedez. M-au ținut două zile în penitenciar, în izolator, cu lumina aprinsă noaptea. Mai să îndu dacă nimerești în așa condiții, dar o să nimerească. Nu o să supraviețuiască. Mi-au presat familia. Au venit la ora 7 dimineața să spăriat copiii. Au sărit gardul la mamă mensat. Scopul ca să mă preseze psihologic. Că eu cedez. Am revenit în studio. Era clar de la început că opoziția și Igor Dodon va da vina pentru acest dosar penal pe putere. Întrebarea este puterea ce argumente
poate să prezinte ca să demonstreze că nu are nicio legătură cu acest caz. Dudonea este un mincinos clasic. Uitați-vă și în declarația pe care a făcut-o, a spus cel puțin două minciuni, dacă luăm într-o parte cealaltă declarație politică. Prima, când a dat indicație procurorului general în luna ianuarie. Cine era procuror general în Republica Moldova în ianuarie 2020? Deci era Stoianoglu, umila lui slugă, deci în funcție. Deci cum putea să spună asemenea lucru? Dacă președintele țării ar fi indicat atunci procurorului Stoianoglu, procurorul Stoianoglu nu avea cât de făcut exercițiu necesar pentru declarații că ei sunt presiuni și au fost date indicații și mai departe să meargă deci la mai ales că Dodon avea și majoritatea parlamentară, deci atunci nu avea decât să meargă, să acționeze conform legii. Asta este unul. Și a doua, chiar la sfârșitul declarației, că a stat două nopți în penitenciar, nu? Care două nopți? El ieri a fost, azi e a doua zi. Deci pe loc drept, omul ăsta minte, așa, fără măcar să ia în calcul, deși uneori limba vorbește înainte mai repede decât gândește capul. Deci asta, așa ca printre altele. În rest, narativele pe care le aruncă sunt aceleași pe care le-a avut întotdeauna. Deci, vede dușmani externi, ambasada Americii, noi vedem acest conflict direct pe care încearcă ei să-l creeze de ani de zile. Partidul Socialist a rușcat un dușman în ambasada Statelor Unite, începând cu începutul carierei lui deci politice. Deci, dând iarăși făcut niște inepții că ar lucra anumiți consilieri, când de fapt în plină campanie electorală toată presa de investigație a arătat cum a fost consultat de către consultanți de la Kremlin. Deci asta sunt lucrurile care trebuie să fie clar pentru toată lumea, că acest om minte, a mințit și va menți în continuare. Bun. Mai departe, noi vedem că procurorii, în linii generale, merg în judecată. Da, pe mai multe cazuri, nu doar pe cazul lui Igor Dodon, dar unii au mai fost trimiși acasă pe 30 de zile, apoi au readuși înapoi în penitenciar, deci în izolator, apoi iarăși am văzut pe unii, le-a dat voie acasă de Paște, da, a fost șeful SIS Botnar, revenit înapoi. Noi avem o problemă, din cât înțeleg eu, un factor decizional, deci din instanțele de judecată, chiar dacă procurorii au început cumva să acționeze altfel, cum o făceau deci anterior, vedem, dar este foarte strană decizia în condițiile care cumnatul lui a încercat să înghită o recipisă și este clar că pe acea recipisă, cumva, din ceea ce să înțelegem, arată implicarea lui Dodon în anumite acte de corupție, cumnatul pentru că a avut poftă de o recipisă, dar în avea emoții, a spus. Avea emoții, din emoții a încercat să înghită o recipisă. Absolut, umane și firești. Da, și 30, da. Și în 30 de zile va sta în izolator, iar persoana care nemijlocit este proprietarul acestei, sau este beneficiarul, mă bine zis, acestei recipise, este deci, la domiciliu la Călduț. Asta nu... de ce? E o abordare selectivă sau e vorba de... Mi-a adresat și o întrebare. Asta încă o dată denotă că cei ce s-au votat cu privetnicul și de a lua la... deci propriu-zis evaluare a judecătorilor este corect. Da? Și atunci chiar dacă multă lume a fost cu tamtam și cu turle de ce votăm o asemenea tip de lege, dar noi cred că trebuie unica salvare pentru noi de a curăța sistemul justiției este această evaluare. Dumneavoastră aveți încredere, iată, propriu-zis în această anchetă, pentru că orice ați spune dumneavoastră, un impact politic asupra guvernării acest dosar are. Chiar dacă guvernarea nu are nicio treabă cu acest dosar, modul în care se va desfășura urmărirea penală pe dosar va fi mereu asociat... De acord cu dumneavoastră. Da. Deci, aveți încredere? Da. Eu, cum să vă zic, mi-a adresat aceleași întrebări. Nu în zadar azi procurorului interimar Robu, i-am adresat exact aceleași întrebări. Nu vom avea iarăși emisiunea Iartă-mă după ce are loc anumite acțiuni? Pentru că, în linii generale, ceea ce se aduce, cum îi zicem, învinuiri lui Dodon se duce pe rezultatul dosarului cu Leocu. Da, pe care domnul Reniță a fost cel care a făcut public acest lucru. Și noi, noi pe bună dreptate trebuie să-i dăm cezarul ce este a cezarului. Da, a fost cel care a făcut pentru prima dată public despre implicarea lui Dodon într-un act de corupție, trădare de patrie și multe alte lucruri. Nu doar asta, a insistat acolo. Mai departe să lupte pentru că dosarul. Și chiar a luptat și luptă în continuare, iar procuratura a încercat cumva să mușamalizeze
analizeze acest caz și să-l claseze. Da, dumnealui a mers în judecată, a obținut ceea ce trebuia să obțină ca să fie reluat acest dosar. Deci asta se datorează clar că domnului Reniță de la începutul când a ieșit prima dată până în prezent. Deci insistenții dumnealui. Mai departe, cum evoluează lucrurile? Deci clar că noi ne adresăm aceleași întrebări. Deci ce va face mai departe acest sistem judecătoresc? Da, la cât de putre de este. Da, să procurorii, vedem că până la procurorii merg în judecată. Noi vedem cu ce argumentare, asta tot este. Asta contează foarte mult. Pentru că da? Altfel poți să pui judecători într-o situație proastă. Dacă te duci cu un dosar care nu este bine argumentat, ce să facă judecătorul celălalt? Să facă ce vrea publicul să vadă? Sau să decidă în baza probelor? Dar și exces de zel. Nu recunosc anumite probe care sunt aduse. Da. Domnul Reniță, dumneavoastră ziceam, ați luptat pentru acest început de urmărire penală cât 2 ani de zile. Era o chestiune absolut firească și nu vreau să mulțumesc colegului pentru încurajare, nu mi-arog merite, era o obligațiune sfântă a unui deputat și chiar și a oricărui cetățean. În momentul când a sesizat un fapt de corupție, trebuie să informeze instituțiile statului, fiind având calitate și de deputat, evident că am făcut-o și public, că era cazul și persoana, era vorba de președintele Republicii Moldova. Tocmai din cauza asta, pentru că dumneavoastră de 2 ani de zile încercați să obțineți cercetarea penală acestui caz, nu condamnarea cuiva, nu punerea sub învinuire, dar verificarea faptelor. Categoric. Aveți senzația că contextul politic a contat acum pentru organul de urmărire penală? Ei bine, în primul rând aș vrea să asigur pe toți că nu sunt ghidat de scopul de a substitui justiția sau cu atât mai mult procuratura sau judecătorie. Nu e scopul meu și nu asta. Nici nu aveți cum. Și nici nu, chiar să fi dorit, nu e atât, nu sunt în puterile mele. Să știți că cazul cu colegul și faptul că Procuratura Anticorupție în sfârșit a găsit, eu aș aprecia ca un mesaj bun și necesar. Nu putem să avansăm și asta e ferma mea convingere și am mai spus-o probabil la dumneavoastră în emisiune, că factorul politic de moment și pentru realitățile Republicii Moldova determină și factorul, dar și contextul politic, determină mișcări de substanță într-un domeniu sau în altul. În cazul de față e vorba de procuratură. Din păcate, eu am avut experiența cu locul la aceeași instanță de judecată. Am 7 ședințe la care Dodon n-a venit și nici reprezentantul lui, avocatul, n-a venit, fiind ferm convins că Stoianoglu are perfectă grijă de el și nimic nu se va mișca. De altfel, e foarte bine și vă asigur că există o conexiune directă între plecarea lui Stoianoglu și declanșarea unor investigații, aș îndrăzni să zic, imparțiale din partea procuraturii. Instanțele de judecată și mai ales prima instanță este o realitate cu care m-am ciocnit și eu, dar vă asigur, cred că și dumneavoastră, nu mai vorbesc de telespectatorii noștri, e o chestiune încă extrem de complicată și de-a domnul că bunile intenții ale prevetingului să aibă surs de izbândă. Dar având experiența deja la prima instanță și la a doua instanță, sper mult și Procuratura Anticorupție a anunțat deja că va face recurs și chiar îi încurajez foarte mult, sper mult că cel puțin pe la Curtea de Apel pe undeva s-a mai strecurat și pe la cineva, pe la un complet, 2-3 de judecată, s-au mai strecurat vremurile bune. Și vor face într-adevăr dreptate, fiindcă după cât înțeleg și probele și care le-am prezentat de altfel și împreună cu colegul de platou Lilian Carp, sunt
concludente, numai cazul Culeocul. Să știți că sunt 47 de minute înregistrările unde e vorba de trădarea de patrie, nu câteva secvențe. Noi nu știm cu ce s-au dus procurorii în instanță, nu acuzăm judecătorii până că nu știm. Nu știu, poate dumneavoastră știți, eu nu știu cu ce s-a dus, de asta nu pot să judec judecătorii, au procedat corect sau nu. Domnul Risnevski, revenind la avantajul politic sau cine are de câștigat politic din acest caz, aș vrea cu dumneavoastră să comentăm, iată, sub acest aspect. Nu bine, acum, la momentul dat, încă e foarte complicat de vorbit cine va câștiga. Pentru că foarte mult continuă cum va evolua aceste lucruri. Pentru că, da, noi am vorbit informațional, care, de fapt, nu este o informație nouă, adică, practic, din 2020 s-a discutat despre acest caz. Nu sunt de acord cu colegii că anume după plecarea lui Stoianoglu trebuie de pornit astfel de cazuri. Astfel de cazuri se pornesc atunci când este reîntoarsă încrederea în justiție. La momentul dat nu este această încredere în justiție, adică este la nivel de minim. Remarca mea a fost că a fost posibil, e diferit, nu trebuie doar, dar a fost posibil, este o diferență mare și vă rog să faceți această diferență. Dar totuși, aceste lucruri trebuie pornite anume atunci când este încredere. Când nu este încredere, evident, atunci noi apar semne de întrebări. Și astfel de cazuri au fost multe. De ce eu spun că nu chiar cu atenție urmăresc tot acest caz, mai ales la detalii, pentru că deja au fost cu domnul Stoianoglu, cu foști comuniști. Adică spațiul informațional deja e practic total e acoperit cu astfel de cazuri. Dar aceste cazuri, de fapt, nu influențează asupra strategiei politice, pentru că acum șanse sunt destul de bune și pentru guvernarea și pentru socialiști. Pentru că cine va folosi acest caz în cel mai bun mod, atunci și va câștiga, chiar și domnul Dodon. Pentru că, de fapt, informațional a fost afectat ratingul anume în campanie electorală. Cei care acum află despre Culeoc, nu e nimic nou. Care nu au vrut să-l voteze, da, sau nu să-l țină. Atâta timp cât aceste imagini, fostul procuror general ne spunea că nu există motiv de cercetare penală. Și au fost și au afectat și anume justiția. Da, atâta de timp cât se face asta, domnul Dodon, cum să zic? Dacă se va face, iarăși prin comunicare corectă, prin modalitate corectă, dacă procurorii vor avea posibilitate să demonstreze aceste învinuiri, dacă vor avea să demonstreze calitatea, chiar pentru că la momentul dat noi vedem că socialiștii au multe învinuiri anume pe guvernare și dintr-o parte, o parte de societate eu consider că da, crede în aceste lucruri pentru că da, coincidență, ziua de naștere doamne Maia Sandu, că apropo a fost și mai mult la alți demnitari zi de naștere și mi se pare că și domnul Voronin, dar iarăși, era absolut totul acesta legat, adică de guvernare, de ce au făcut anume acest lucru. Aceste lucruri se produce atunci când nu este încredere în justiție. Da. Fix în aceeași zi, da, noi am văzut și un sondaj care a apărut, care arată iarăși, este a două persoane cu tot atât în sistemul politic din Republica Moldova. Mai mult ca atât, sunt foarte multe semne întrebări, chiar și la același or, care de fapt, paradoxal, este pe locul 3 dacă politician și întrece mulți să înțeleg, dar în situația asta ce facem? Cei care sunt pe locul 1, 2 și 3 nu îi atingem pentru că ei sunt pe locul 1, 2 și 3 aici. În mare parte calitativ să lucreze guvernarea. La momentul dat. Guvernarea. Da, guvernare. Guvernul, justiție, pentru că majoritatea parlamentară. Adică dumneavoastră credeți că totuși există o legătură între guvernare și acest dosar? Da. Este legătura, este de ce că nu au controlat calitatea, pentru că atunci când învinuiești un președinte, trebuie să faci asta calitativ. Guvernarea trebuia să verifice bine, calitatea. Și guvernarea și politicienii, pentru că eu cred că dacă guvernarea verifică astfel de procese, trebuie deschis dosar penal și pentru asta. Da, asta se numește trafic de influență, mixtitudine în justiție. Calitatea instituțiilor. Calitatea instituțiilor o să fie în timp construită. Instituțiile sunt așa cum sunt, care sunt un proces de reformare, dar, Doamne ferește, dacă un politician face trafic de influență sau e mixtitudine în activitatea justiției, el trebuie să plece pe banca acuzaților. Aici sunt de acord. Eu am avut de vedere la calitatea instituțiilor, persoanele care bine înaintate sunt, cum activează, aceste lucruri trebuie să fie importante. Stați un pic, adică guvernarea să aleagă procurorii care vor examina un dosar sau altul? Bine, s-a discutat în Parlament despre concursuri. Adică înseamnă că concursurile se trebuie să fie mai calitative. Pentru că, bine, un an de zile societatea totuși așteaptă unele, măcar, schimbări. Una,
că în justiție, măcar că justiția permanent nu a fost pe primul loc, dar și rezolvarea problemelor necesare. La momentul dat, pentru presă, pentru comentatori politici, tema arestării domnului Dodon este principală, da? Însă, pentru politologi, nu este principală. Domnul Sau pentru cetățenii, tot nu este principală. Da, dar când a fost Dodon, era președinte și Stoianoglu procuror general. De ce dumneavoastră nu vă puneați și aceeași întrebare? De ce dosarele Bahamas, Culioc și altele nu avansau? Vedeți că dumneavoastră luați acum, vă referiți la ziua de astăzi, dar v-aș sugera să faceți, să reveniți și în trecut, când au fost obstrucționate și de aceea și-a menționat că s-a creat o conjunctură generală favorabilă, inclusiv și factorul politic, dar nu neapărat cu imixtiune, fiindcă și domnul Carp și eu, el este deputat, am fost, niciodată nu-ți poți permite lucrul ăsta, dar când ești deputat nu poți să nu-ți asumi responsabilitatea, fiindcă un procuror și un judecător nu merge și răspunde în fața cetățenilor. Nu cetățenii îl aleg, dar întreabă de la deputat sau de la guvernare. De ce este foarte important ca și deputatul să aibă o voce, fără a se implica sau să indice cum face, cum se fac unul sau altul. I-am văzut astăzi și zilele acestea pe ortacii socialiști, Grigori, Novac, alții, intră în sală, stau acolo. Este aceea, este adevărata imixtiune din partea lor, chiar dacă deputatul îi permite să asiste. Dar sunt sensibilități. De ce te implici în procesele? Cred că e bine să ne referim și la acestea, la aceste momente și nu doar să privim la ziua de astăzi de ce s-a întâmplat. E foarte corect aici și aveți dreptate, pentru că, dar atunci când nu s-a făcut în trecut corect, nu înseamnă că și acum trebuie să permitem aceste minusuri în realizarea astfel de procese. Pentru că, iarăși, foarte mulți, chiar apropo, nu de multe, că acum am văzut chiar pe rețelele de socializare, vorbesc de faptul că se procedează la fel cum în timpul lui Plăhătniuc. Iarăși, pentru că există motive de vorbit. Înseamnă că dacă în trecut, anii precedenți, justiția nu funcționa, metodele nu funcționau bine, erau incorrecte. La momentul dat, când partidul PAS are majoritatea parlamentară, are guvernul, ar trebui să dea un exemplu cum ar trebui în variantă perfectă. Ce vă amintește de perioada lui Plahotniuc în acest caz? Bine, mie personal nu mi-amintește nimic, dar sunt bine, unii aluzii care se vorbește, da, de fapt că cu nedreptate au venit, au procedat, au închis, adică se folosește procuratura pentru aspectul politic, măcar că aici eu vreau să precizez. Politic, acest caz, la momentul dat, nu dă dividende politice PAS. PAS, la momentul dat, mai mult pierde din cauza acestui lucru. Ar fi o mare eroare să considerăm că orice act sau orice de genul acesta neapărat trebuie să aducă dividende unui partid politic. Da, ați văzut pe Dodon cum se victimiza și vă asigur că este deja și o strategie de dezinformare și de promovare a imaginii lui, a inocenței lui, că sunt americane de vină, NATO e de vină deja, degrabă Australia ar fi de vină. Cu 2-3 zile în urmă mergeau pe la ambasadele americane și cerșeau ajutor ca să-l salveze pe Igor Dodon. Astăzi, când s-a văzut printr-o decizie, eu personal o consider extrem de generoasă și de blândă a primei instanțe vis-a-vis de Dodon, că i s-a permis să intre în sânul familiei. Și s-a făcut aici, a făcut domnul Carp referire. În mare parte, n-aș vrea să-i acuz, dar sunt suspiciuni și au fost și probe că implicată și familia, și neamurile, și cu mătrele, așa să zic, într-un stil pur moldovenesc, cu metrii și neamurile și verișoarele să fie toți implicat. E o mare eroare. Igor Dodon se apără, este absolut firesc. Are tot dreptul. Trebuie să-i fie respectate toate drepturile prescrise de lege. Că o să acuze puterea, tot este evident. Acum puterea probabil este cea mai interesată ca acest dosar să decurgă maxim corect, ca să fie respectate toate drepturile lui Igor Dodon, să fie administrate cât mai multe probe, iar marea dilemă pentru mine și probabil, nu știu dacă și pentru dumneavoastră, este cum puteți
să obțineți asta, aceste siguranță că se va respecta totul. Pentru că și dumneavoastră sunteți acum cumva la discreția procurorilor. Vă pot face și bine și rău. De acord, eu încă o dată spun această... Cu toți că mergem la publicitate. Da, deci această procuratură, justiție, așa cum o avem noi... Nereformată. Da, nereformată, este construită de zeci de ani de zile, în care ea a fost într-o bună cărdășie cu puterea, deci politică, de fiecare dată, da, și dansează după preferințele politice. Deci, ceea ce putem spune cu certitudine, acea reformă pe care noi, sau acea lege pe care noi am votat-o, ca să mergem la evaluarea procurorilor, este de a exclude pe viitor procurori care încearcă să joace deci anumite jocuri care au mai departe impact de alt gen în societate decât cel justițiar. Luăm o pauză de publicitate. După publicitate revenim cu doamna Elena Kazakov ca să discutăm și cu reprezentanta Procuraturii Anticorupție despre cele întâmplate astăzi și despre dosarul lui Igor Dodon. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi strădici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la telefonul nu. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8.
Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul meu, nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerboveschi, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela... A revenit în studio. După pauză ziceam că luăm legătura cu șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, doamna Elena Kazakov. Este cu noi în legătură prin Skype. Bună seara! Bună seara! Doamna Kazakov, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Noi avem mai multe întrebări de precizare pe acest dosar. Încercăm să respectăm legea, nu ne băgăm peste ancheta penală, dar sunt lucruri pe care cu siguranță ni le puteți spune. Prima întrebare, cea mai importantă, ține de influențele politice sau externe asupra instituției și procurorilor pe acest caz. A încercat cineva în vreun fel să influențeze luarea deciziei de pornire a urmăririi penale pe acest caz sau de organizarea perchezițiilor sau orice măsură luată pe dosarul legat de fostul președinte Igor Dodon? Haideți eu să încep nu cu răspunsul direct la această întrebare, dar am să vă zic în felul următor. Procuratura Anticorupție este o instituție apolitică în primul rând și nu doar Procuratura Anticorupție, dar în general ceea ce se referă la instituția Procuraturii. Ceea ce ține de dosarul respectiv, vă asigur cu certitudine că pornirea acestui dosar nu este influențată în niciun mod, de niciun factor politic. Dosarul respectiv, de fapt dosarele penale respective, fiindcă merge vorba de 4 capete de acuzare, deci 4 cauze penale separate, care au fost pornite potrivit prevederilor legale și doar în rezultatul emiterii unei soluții de către o instanță ierarhic superioară care ne-a permis să pornim urmărirea penală. Am înțeles. Doar o precizare, Procuratura Anticorupție trebuie să fie instituția politică. Din păcate, trecutul acestei instituții ne demonstrează că nu întotdeauna, sau mai cu seamă, aproape întotdeauna, această instituție nu a fost apolitică. La moment vorbim de prezent. Evident, ne dorim să fie apolitică. Și nu. Dar faptul că PAS și jurnaliștii și mai mulți reprezentanți din societatea civilă au cerut public de mai multe ori să fie investigat acest episod generic numit cu locul. Asta a fost cumva o influență asupra procuraturii? Doamna Rață, ca să-i explic că dumneavoastră și tuturor telespectatorilor, nu am fost poate înțeleasă corect chiar de la început. Ca să explic procedura, cum am ajuns noi la pornirea urmăririi penale pe acest capăt de acuzare numit generic cu loc. Deci cu toții cunoaștem faptul și domnul Reniță a spus și acum în platou că a existat o soluție anterior pe acest proces penal anterior, da, care până în prezent nu ne permitea o intervenție din partea procuraturii până nu trecea toate căile de examinare de către o instanță ierarhic superioară. Imediat cum a fost adoptată soluția de către instanța ierarhic superioară, și mă refer la Curtea de Apel Chișinău, a fost și pornit acest dosar penal. Da, noi înțelegem consecutivitatea juridică a motivelor care au dus la pornirea acum acestui dosar penal. Păi era impedimentul, da, de nepornire până la moment, fiindcă acest proces penal s-a aflat în faza de examinare la instanțele ierarhic superioare, din câte cunosc eu,
peste un an și jumătate. E adevărat. Dumneavoastră considerați că există temei pentru a investiga penal acest episod legat de punga aceea pe care am văzut-o în imagini? Nu, doar eu consider acest fapt. Acest fapt a fost confirmat chiar și astăzi în instanța de judecată la examinarea măsurilor preventive. În privința întrebarea persoanei. Mea era despre altceva. Procurorul care anterior a decis că nu există temei pentru urmărirea penală, de pornirea urmăririi penale, urmează să fie investigat acțiunile acelui procuror? Uitați-vă, eu nu vreau să mă expun pe acest fapt, deși dacă din punctul meu personal de vedere și mai mult ca atât ca membru al colegiului de disciplină care este în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, în situațiile în care o soluție a procurorului poate fi trecută prin cale de atac sau verificată de către o instanță superioară, nu poate fi vorba de o încălcare în acțiunile acestuia. Ori fiecare procuror, potrivit legii cu privire la procuratură, este independent în adoptarea soluțiilor. Și nu în zădar există căile de atac în cazul în care o parte sau alta nu este de acord ca să o poată contesta în modul legal. Ok, dar câtă discreție are un procuror în luarea deciziilor? În condițiile în care dumneavoastră înțelegeți că existau probe care puteau fi administrate, iar un procuror anterior a decis că nu vrea, nu, el nu crede că trebuie să administreze vreo probă, el nu poartă răspundere pentru ceea ce a făcut, nu trebuie să poartă răspundere. Nu, dar este vorba că doi juriști, șapte păreri. Fiecare vede o faptă în felul său. Am înțeles. Noi nu putem învinui în careva ilegalități procurorul care a adoptat soluția respectivă. Dar domnule Levitsky, mai este în sistem? Nu vă pot spune precis, din câte cunosc îmi pare că nu, dar nu știu cu certitudine. Nu duc evidența cadrelor procuraturii. Cel puțin în procuratura anticorupție nu este. Nu este. Spuneți-mi, vă rog, această decizie astăzi, de astăzi a judecătorului de instrucție, deplasare în arest la domiciliu a domnului Dodon, vă provoacă îngrijorări? Ar putea prejudicia ancheta? Dați să începem de la ce, după cum s-au expus și procurorii care au participat nemijlocit la examinarea acestui demers și au expus poziția vis-a-vis de faptul că hotărârea instanței de judecată de plasare a domnului Dodon în arest preventiv la domiciliu este una neîntemeiată. Aceasta va fi incontestabil atacată, contestată la curtea de apel. Reieșind din aceste circumstanțe, clar că procuratura consideră că existau suficiente probe pentru aplicarea unei alte măsuri și unul din motive care a fost invocat de către procurori la aplicarea acestei măsuri preventive, existența unor riscuri. Și în cazul în care a fost aplicată o altă măsură decât arestul preventiv, clar că Procuratura Anticorupție este îngrijorată cu privire la existența riscurilor distrugerii probelor, ori persoanele care se prezumă că au comis infracțiunile respective sunt și unele din rudele acestuia. Și aflându-se la domiciliu, clar că au posibilitatea de a comunica ceea ce va duce la distrugerea probelor. Adică dumneavoastră nu puteți lua niciun fel de măsuri ca să vă asigurați că dumnealui nu va putea comunica, dumnealui nu va putea cumva influența distrugerea probelor sau, de exemplu, dumnealui nu va putea să dispară. Doamna Rață, deci procuratura poate acționa doar în limitele legale. Având în vedere avansarea tehnologiilor din zilele de astăzi, clar că noi nu putem în niciun mod controla sau prevedea modalitatea prin care el va putea sau dacă va face comunicări, legături cu alți participanți pe cauza penală. Unica ceea ce poate face procuratura, asta expedierea încheierii, care de fapt cred că și a fost expediată pentru executare și executarea urmează să fie efectuată de organele corespunzătoare. Că nu însăși procurorii vor sta la poarta domnului Dodon ca să verifice executarea sau neexecutarea acestei încheieri. Dar cineva va sta la poarta domnului Dodon? Acolo stau, de exemplu, angajații SPPS care îl păzesc în continuare în calitatea dumnealui de fost președinte. Dar în afară de acei reprezentanți ai SPPS care îi asigură integritatea fizică,
Va mai sta cineva la poartă? Aceasta nu depinde de noi. Sunt organele specializate care se ocupă cu executarea închierilor în stanțe de judecată. Cine trebuie să le ceară asta, acestor organe? Cine trebuie să se adreseze la ei? Instanța de judecată este obligată să expedieze încheierea pentru executare organelor afacerilor interne. Ministerul afacerilor interne. În acest moment, dumneavoastră, nu știți dacă astfel de măsuri vor fi luate sau sunt luate. Nu știu. Eu știu că se mai aplică acest... cum se numește el, aparatul ăsta care se fixează? Da, monitorizarea. Poligraf. Nu poligraf. Nu, pentru, da, care la picior, cum se numește? Brățara asta. Brățara. Ea va fi aplicată în cazul domnului Dodon sau nu? Noi sperăm că va fi. Procuratura Anticorupție va face tot ce este posibil în acest sens pentru a putea monitoriza și a verifica corectitudinea executării măsurii preventive aplicate. Am înțeles. Domnului Dodon îi sunt înaintate 4 capete de acuzare. Noi le-am văzut cu toții. Da. Cea legat de îmbogățire ilicită, e clar, am văzut din scurgeri de informații despre ce este vorba. Acuzația de finanțare ilegală. Aici am o întrebare. În acuzare scrie de către o organizație criminală. Dar cine este această organizație criminală? Potrivit procurorilor care astăzi au participat în instanța de judecată la aplicarea măsurii preventive, a fost clar specificat că la moment există unele presupuneri că aceasta este vorba de organizația criminală condusă de către Plahotniuc Vladimir. Dar cine a stabilit că asta e organizație criminală? Domnul Vladimir Plahotniuc este un cetățean onest al Republicii Moldova, nu are niciun dosar în judecată. Învinuirea domnului Dodon nu merge vorba de organizații criminale, ci de grup criminal organizat. Ok, grup criminal organizat. Din păcate, noi nu avem stabilit prin o decizie de judecată că avem un astfel de grup criminal organizat. Eu mi-aș fi dorit să existe asta, dar din păcate nu este. Pentru înaintarea învinuirii și pentru investigarea acțiunilor persoanelor nu este necesar la moment constatarea cu certitudine de către o instanță de judecată existența acestui grup criminal. Ori la moment este un lucru cunoscut că domnului Plahotniuc este înaintată învinuirea pentru faptul, pentru conducerea unui grup criminal organizat. Ceea ce ne permite la moment, fără orice dubiu sau fără nicio îndoială, de a incrimina astfel de învinuiri domnului Dodon. Am înțeles. Trădare de patrie. Asta e o acuzație foarte gravă. Exact. Și din păcate nu ne-ați dat instituția a procuraturii niciun fel de indicii care să demonstreze că există temei pentru astfel de învinuire. Dacă puteți să ne dați câteva detalii, ce fel de trădare, în folosul cui? În primul rând, o infracțiune foarte gravă care se incriminează, una la mână, doi la mână, suntem la fază, să zicem așa, incipientă de colectarea probelor și în cazul în care noi vom da publicului toate datele pe care le deținem, poate fi în detrimentul urmăririi penale. Stați un pic. Dumneavoastră sunteți la faza incipientă de colectarea probelor și deja ați înaintat o învinuire? Păi stați un pic. Persoana a fost reținută. Faptul că a fost pornită urmărire penală deja presupune existența acumulării unui probatoriu. Ok. Puteți să ne spune... faptul că a fost pornită abia urmărirea penală, eu la asta mă refer, că urmărirea penală abia a fost pornită. Noi nu suntem la o investigare de jumate de an a cauzei penale sau... Am înțeles. Puteți să ne spuneți cel puțin trădarea de patrie în folosul cui este? Nu vă pot spune la moment. Am înțeles. Noi înțelegem interesul sporit al întregii societăți pentru această cauză penală, însă trebuie să înțelegem că sunt unele date care la moment noi nu le putem da publicității. Ok, înțeleg, dar pe de altă parte, atunci când acuzi o persoană de trădare de patrie și încă nu ești sigur că a făcut-o și cum a făcut-o, e o formă de a victimiza persoana. Acest până nu va exista o sentință judecătorească, ori persoana se prezumă nevinovată până la nu va fi condamnată public de către o instanță. De acord, dar de asta știți foarte bine că public deja este cumva, e afectată foarte mult imaginea. Spune-mi, vă rog frumos,
cazul ăsta, vorbim despre episodul cu loc. În imagini am văzut cel puțin trei persoane. A patra apare în discuție. Sunt înaintate învinuiri și celorlalți participanți la acest prânz de taină? Adică Vlad Plahotniuc și Serghei Ieralov. La moment, persoanelor respective nu le este înaintată învinuirea. De ce? Ori aceștia nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, una la mână, doi la mână. Chiar și în cazul în care vor fi înaintate învinuirile, urmează a fi expediate prin comisie rogatorii în vederea înaintării învinuirii în statele unde se află, în cazul în care vom cunoaște unde ei se află. Dar ei urmează să fie cercetați penal în acest dosar? Foarte corect. Nu urmează, dar și vor fi. Am înțeles. Domnul Furculiță, despre care se vorbește acolo, va avea și dumneavoastră o calitate procesuală? Uitați-vă, eu la moment nu vă pot spune toate circumstanțele, datele, persoanele care sunt sau vor fi cercetate în cauza penală respectivă. Am înțeles. Ultima întrebare, după asta vă rog și pe dumneavoastră. Cu scurgerile de informații, spuneți-mi, vă rog frumos, ce o să faceți cu colegii dumneavoastră care au făcut aceste, nu știu dacă sunt colegii dumneavoastră, că acolo au fost multă lume la aceste percheziții. Dacă ați depistat cine a făcut aceste scurgeri de informații, dacă ați pornit o anchetă și ce urmează să se întâmple după? Deci, în primul rând, la moment nu avem o plângere pe faptul scurgerii de informații. Doi la mână, faptul că în mass media s-au strecurat unele informații nu înseamnă indubitabil faptul că aceste scurgeri au parvenit sau au avut loc din partea procurorilor sau din partea grupului de urmărire penală care s-a aflat la efectuarea acțiunilor de urmărire penală. Dar ori, după cum ați declarat și dumneavoastră, la fața locului au fost mult mai multe persoane, inclusiv și unii avocați. De aceea este regretabil faptul că aceste date au ajuns în mass media și vă asigur că nu cred că este din partea grupului de urmărire penală, așa cum probele care au fost dobândite în cadrul acestor acțiuni urmau a fi verificate. Și clar că și în situația respectivă exista riscul distrugerii ulterioare a probelor, influențării martorilor și așa mai departe. Dar cu siguranță procuratura va investiga aceste circumstanțe. Dar așteaptă mai întâi să fie aibă o sesizare pentru asta sau când am înțeles? Vă autosesizați sau așteptați cineva să vă scrie o sesizare? Nu, eu zic că până la moment sesizare nu a fost, dar clar că noi investigațiile respective o să le facem. Am înțeles. Domnul Răniț avea o întrebare. Doamna Cazacov, vreau să vă întreb. Înțeleg că în decizia, în hotărârea primei instanțe, nu figurează nimic, absolut niciun cuvânt cu brățara. Dumneavoastră v-ați exprimat doleanța ca el să poarte dodon. Poate să vă simți mai confortabil. Dar nu figurează. Cum veți proceda dumneavoastră, fiind un element? O întrebare și a doua. Considerați ca utilă și necesară comasarea dosarului Bahamas cu culecul, fiind în speță, fiind vorba totuși după mine de spălare de bani și finanțare ilegală a unui partid politic. Dodon recunoaște în imagine foarte clar culecul ia ca să-l dea lui Costel. Costel trebuie să... Da, lui Corneliu, pardon. Să-l dea... Era și un Costel. Și Costel era de acolo, da. Să-l dea că luni trebuia să dea salariul la socialiști, la fruntași, la angajații. Păi nu considerați că ar putea să nimerească sub aceeași umbrelă și nu sub patru dosare penale separate? E o întrebare doar. Nu mă pronunț că nu sunt chiar expertul pe domeniu, dar mi s-ar părea logic ca să existe. Este logic, eu vă înțeleg, însă la moment este prematur de vorbit despre faptul conexării acestor cauze penale. În cazul în care procuratura va ajunge la concluzia că există toate premisele necesare pentru a conexa aceste cauze penale, credeți-mă că acest lucru o să fie făcut. Doamna Cazacov, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Să aveți o seară bună. Succes, Doamne ajută. O seară frumoasă.
Revenim în studio. Vreau să discutăm un pic despre ceea ce ne-a spus și doamna Kazakov un pic mai devreme, mai cu seamă despre ceilalți eroi al acestui episod cu Culiocu, despre care ne așteptăm ca și ei să primească niște scrisori prin care sunt informați că sunt puși sub învinuire. Din păcate, deocamdată nu... Iată, eu cred că, în primul rând, ar fi bine ca domnul Robu, cât mai este în funcție, să vină mai des la Parlament. Dar n-are ce face acolo, că cei doi nu sunt în Parlament. Nu, e vorba de alți patru fruntași socialiști. În cazul Bahamasul și spălării... Azi l-am auzit pe domnul Carp, care îi sugera procurorului general să nu vină așa de des, dar să ducă la finalitate ce a venit că, deja. Dacă îmi permiteți un moment, s-a spus. Da. Chiar aș vrea și am mai solicitat și în public. Îl văd pe Igor Dodon cu atâta, cu un ton sfidător și încrezut când este însoțit de mașina de stat. Are asigurat cu mașină de stat, cu bodyguard-ul, paza de corp a SPPS-ului. Bine, de aceea fac un apel de nou și aici e colegul, bunul meu coleg de Parlament, domnul Carp. Este un proiect de lege inițiat, că odată cu finalizarea mandatului, nu contează cine e, președintele țării, statului, pardon, prim-ministru și speakerul Parlamentului, să nu mai beneficieze de niciun privilegiu, domnule. E un mandat dat pentru o perioadă anume. Altfel, stăm iarăși ne complacem într-un mediu bizantin, balcanic și, ca să nu zicem, deci într-o țară atât de săracă, cum suntem noi, cu pensionari cu o pensie de nimic, să-i 3 milioane de lei doar paza de corp, mașina și întreținerea mașinii pentru Dodon. Nu mai vorbesc de distinsa doamnă Greceană, de un alt scriitor și poet și Doris, fost prim-ministru Chicu, beneficiază până în prezent de mașini de serviciu, beneficiu. Cred că i-aș sugera și celor care sunt majoritari în Parlament, domnilor, dați curs acestei... Haideți să vedem ce spune domnul Car. O reveni la acest proiect, este pe agenda, mai ales că am discutat de ce amândoi, acolo mai există niște nuanțe cu anumite pașapoarte diplomatice care trebuie la unii de mai scos, pentru că eu consider că sunt prea mulți cu pașapoarte domnul diplomatice. Domnul Dodon are pașapoarte diplomatice? Sigur, că așa prevede legea și el și domnul Chicu și alții care au fost câte o zi în funcție de prim-ministri și au aceste pașapoarte diplomatice. Dar ele pe cât timp îți dați? Până expiră sau cu viață? Pe viață sunt. Da, pe viață și chiar în aceste zile am discutat cu domnul Reniță să vedem cel puțin să aibă jumătate din termen de mandat a unui parlament pentru a putea avea. Dar și suntem în lucru și la acest proiect de lege. Mult succes, dar doar o mică remarcă. Vedeți că pe această chestie rezultatele se obțin dozat. Dacă ne amintim, înainte era un termen mai lung pentru care se dădea pază și mașină de serviciu foștilor președinți, s-a scurtat termenul, dar încet. Aici, ca să nu doară... Astăzi la sigur că nu mai e necesar nimănui. Uitați-vă, au fost prim-ministri care au fost și 2 luni și 3 luni de zile. Ei au pașapoarte diplomatice pentru toată viața. Iată de ce, cred că e pentru și cu atât mai mult că acest proiect de lege a trecut în prima lectură. Mai poate făcut un amendament, 2 acolo și de promovat. Până se face acest amendament pe acest proiect, haideți să revenim la subiectul discuției noastre de astăzi, să nu uităm, că nouă des ni se întâmplă să uităm de două personaje importante. Pe unul îl cheamă Vlad Plahotniuc, pe altul îl cheamă Serghei Ieralov. Dacă pe Vlad Plahotniuc înțeleg că niște dosare există în privința lui Serghei Ieralov, pe care îl vedem și în aceste imagini, despre care am auzit că a fost coordonatorul furtul miliardului, din păcate n-am auzit nici despre un fel de urmăriri penală în privința lor. Iată de ce le scapă veșnic procurorilor acest personaj? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă.
Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în loc, nu prea nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în loc, nu prea nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă.
A revenit în studio. Vreau să discutăm un pic despre, spuneam, alte două personaje prezente în înregistrarea video, dar care deocamdată ne-a spus doamna Kazakov că nu le-a fost înaintată învinuirea, că nu sunt în țară, așteptăm să fie modificată legislația, să poată să le se înainteze o învinuire în lipsă. Dar despre ei nu ne prea vorbesc în ultimul timp procurori. Ne spun despre Șoar, despre Marina Tauber, despre Dodon, nu când ar trebui, dar le lipsesc, nu știu cum, din atenție aceste două personaje cheie. Haideți să luăm în calcul că ei nu doreau nici cu dosarele care sunt învinuite direct o, deci Dodon sau Șor sau alții procurori, pe cei care au fost în față sau în prima linie, care s-au expus nu tare, tare, deci erau sau intenționau ca să înceapă vreun dosar. Cu atât mai puțin, deci pe cei care erau o linie a doua sau care erau arhitecții unor scheme frauduloase, pentru că vă dați seama, nu stătea Dodon sau Plahotniuc sau alții care au fost pe la guvernare, stăteau să gândeau ei nemijlocit cum să facă o schemă, să preia un lucru sau altul. Dar întotdeauna erau anumiți băieți în spate sau pe diferite grupări, care fiecare pe un anumit domeniu să dea responsabilitate. Cum face asta și punea un business, în ghilimele, business plan în parte, cum să preia deci un bun sau altul. Și apoi, mai departe, erau alții care organizau opinia publică cum să mușamelizeze aceste cazuri și pe cine să fie țapul spășitor când se făcea furtul. Deci e clar că noi vorbim despre potențialul procuraturii pe care noi avem și, din păcate, eu cred că potențialul lor este foarte limitat pentru a putea face față unor provocări. E vorba de profesionalism? E vorba de autocenzurare? Eu cred că e vorba de profesionalism. Eu nu, deci nu încerc acum să spun că sunt rău intenționați, absolut toți de acolo, da? Sunt băieți care se ocupă cu altceva decât să facă justiție, dar în linii generale, eu cred că profesioniști în procuratură sunt foarte puțini, care ar putea să aibă o gândire globală despre felul cum s-a luat anumite lucruri, cum s-a furat. Da, dar pe de altă parte, uitați-vă, eu tocmai de asta am întrebat-o pe doamna Kazakov. Învinuirea este că a fost finanțat de către un grup criminal organizat. Grup criminal organizat care există doar în declarații publice. N-am văzut vreun dosar legat de acest grup criminal organizat și cu atât mai mult nu l-am văzut transmis în judecată. Adică cu ce operăm? Cred că eu aș da cu părerea aici ceea ce a spus domnul Carp, aș împărtăși opinia, că poate încă practica insuficientă a Procuraturii Generale și a celei anticorupții de a comunica cu partenerii noștri externi. Știm că și unul și altul sunt plecați pe psihotare și am mai făcut un apel anterior și la Procuratura Generală. Avem o instituție a statului care se numește Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe are și ambasade în multe țări, inclusiv și în America, și în Elveția, și în Franța, fără a se implica în treburile procuraturilor. Dar și din experiența mea anterioară, e o chestiune și a altor ambasadori și a altor țări, atunci când sunt... Uitați-vă, cazul cu Bahamas, chipurile nu avansează că Elveția, o comisie rogatorie de vreo 8 ani de zile, nu se convoacă, nu se reușește. Noi avem ambasador în Elveția care poate merge și a se interesa în ce stadiu de examinare. Asta nu înseamnă interferență, asta înseamnă un mesaj politic clar că statul respectiv, Republica Moldova, își dorește să clarifice. Acum, dincolo de asta, sigur, putem să zicem că Ministerul de Externe poate face mai mult. Noi avem siguranță. Dar nu se adresează nimeni. Asta e. Primul asta pas e. Este vine, sau primul pas trebuie să-l facă procurorii, nu? Să pregătească ei aceste cereri către comisii rogatorii. Noi avem siguranța că asta se întâmplă? Sursele mele spun că ultima cerere către Interpol, care vizează pe Plahotniuc, a fost în 2019. Noi suntem în anul 2022. De atunci și până acum nu s-a mai acumulat nimic în privința acestei persoane. Eu v-aș sugera, doamna Rat, să-l întrebați pe Dodon. Că Dodon cred că mai bine este informat, deoarece Dodon este opera, este creația lui Plahotniuc. Eu prefer să întreb instituția care trebuie să pregătească informația către Interpol.
Parțial aici, da, sunt de acord cu colegii, este vorba și de profesionism și de ceea ce am vorbit la început, adică calitatea activității instituțiilor. Dar, totuși, trebuie și să înțelegem că cea mai bună investigație se face în tăcere. Procurorii dau dreptate, nu pot să vorbească despre multe lucruri, cum, care este organizația, care, ce învinuire bine directe sau ce probe au, pentru că, dacă sincer, la momentul dat, mie îmi pare că e complicat deja acum să găsești probe noi, pentru că nu mă pricep, dar după 2 ani de, da, această informație a fost publicată în presă, presa făcea investigații ca să găsești ceva nou, cam, nu, eu nu știu, complicat, orice ce ne-ar face o infracțiune, da, trebuie cumva să închide urmele, să le acopere. Deci, evident, dăm dreptate și procuraturii, dăm dreptate că la momentul dat multe instituții din stat nu funcționează perfect, da, haideți așa să vorbim, dar și este a doilea aspect. Totul depinde de presiune, da, presiune asupra guvernului, presiune asupra parlamentului, presiune asupra instituțiilor. Și acum și vă zic care presiune, pentru că, da, pentru mass media, pentru comentatori politici, mă repet, este temă, bine, principală în ziua de azi, dar pentru societate, la momentul dat, nu este tema principală. Criza de care este lovită Republica Moldova sau valul de criză este mai important. Eu cred că aici trebuie de divizat. Societatea are necesități diferite. Rezultatele alegerilor au arătat și sondajele de opinie arată că oamenii sunt în continuare preocupați de problemele legate de lupta cu corupția. E adevărat, nu este prima preocupare, dar este în top 3. Oamenii sunt interesați și de problemele de securitate și problemele economice, dar și de lupta... Trebuie de comunicat foarte corect. Eu iau exemplele din țările europene sau Statele Unite. Uh-huh. Adică când s-a făcut o infracțiune, bine, poate a nimerit informația, dar se face totul în tăcere și deja arată cum persoana care a săvârșit această infracțiune este încătușată și dusă deja la judecată. Adică spațiul informațional, adică este practic limitat. Și atunci ei pot să lucreze și procurorii pot să lucreze. Dar la noi, dacă sincer, s-a făcut un show politic. Pentru că noi am văzut și politicieni care au dispărut de pe arena politică, adică care au apărut pe acest aspect. Din punctul meu de vedere, dacă să vă spun sincer, dacă socialiștii vor avea o strategie destul de corectă și vor avea posibilitatea să folosească acest caz, cum și ați zis dumneavoastră, e posibil acest lucru de victimizat. Și iarăși la noi toți se formează într-o criză politică din care noi nu putem să ieșim deja, eu nu știu, deja. Doar că asta este un joc de cărți în care ași în mână, în mânică pot au tot. Pot să aibă toți, da? Și opoziția, și Igor Dodon, și procuratura, dacă va funcționa corect și nu vor mai face scurgeri de informații și alte lucruri care nu dau bine deloc pentru acest caz, și puterea, dacă va putea cumva să asigure că, că nu vor exista dubii față de modul în care este gestionat acest dosar. Dar vreau să vorbesc despre un alt capăt de acuzare, că nu avem încă mult timp. Cel care pentru mine mi se pare cel mai îngrijorător sau cel mai grav, da? Trădarea de patrie. Doamna Kazakov a zis că nu poate să ne spună nimic pe acest capăt de acuzare. El implică deja un pic mai multe lucruri decât o singură persoană, s-ar putea să implice un alt stat. Am văzut reacția venită de la Moscova. De două ori, reacția lui Peskov și mai târziu reacția lui Marinei Zaharova. Vreau să discutăm despre această nu e întâmplătoare reacția Moscovei și mai ales alarmantă. Moscova este alarmată de situația cu Dodon. Dodon este clar că reprezintă interesele Federației Ruse în Republica Moldova. Este un fapt politic clar. Dacă vă aduceți aminte în secvențe când Dodon se lăuda lui Plahotniuc când vorbeau că eu îi trimit note informative lui Vladimir Vladimirovici Putin mai în fiecare zi. Vă dați seama ce înseamnă un șef de stat care are acces probabil cel mai mult și SIS-ul îi aparținea, era subordonat lui, la informații cu adevărat strict confidențiale și vă asigur ele ajungeau și pe masa lui Vladimir Vladimirovici Putin sau la... Dumneavoastră, vă dați seama că pe un astfel de la Kozak. Pe un astfel de capăt de acuzare nu poți să te duci cu înregistrare audio sau video și să zici
trădare de patrie, conexiuni cu serviciile rusești, acum de atâta pentru că a zis. De acord, uitați-vă, au mai în presă și în spațiu mediatic au mai apărut notele informative care veneau de la ambasada noastră la Moscova, dacă vă aduceți aminte, până ajunge la externe, ajungeau la președinție, erau redactate ca pe urmă să ajungă la externe. Sunt probe și indicația lui Dodon este foarte clară. Dacă ar fi fost vorba de altă persoană care nu avea tangență nimic, dar când e vorba de Dodon, credeți-mă și sunt sigur că în cele 47 de minute care se află la Procuratura Anticorupției, doar dacă Stoianoglu și Levitsky, care l-ați menționat dumneavoastră, n-au anulat sau eliminat secvenții ceva de acolo, vă asigur că avem un arsenal în toată amploarea cum Dodon se lăuda și lui Serghei, partenerii lui de conlucrare, și lui Plahotniuc și lui Yaralov, cum colaborează el cu Federația Rusă și spre federalizarea. De asemenea, în mărturiile lui Yaralov, care le-am făcut publice, și a lui Plahotniuc, când a fost interogat de procuratură, se menționează expres. Dodon a insistat cel mai mult pe federalizarea Republicii Moldova sub acoperirii statut special. Și sunt, cred că aici, deja prin acest fapt, nu neapărat că îi trimitea lui Putin, și acela este, dacă s-a mai păstrat pe la președinție arhiva și n-a distrus-o, dar federalizarea și a doua, doamna Rață, Dodon era președintele Republicii Moldova. Ce atribuție avea el ca să negocieze formarea unei alianțe între PSRM și PDM? Și asta înseamnă că a încălcat legea și nu liderul. Înțeleg, dar asta e alt capăt de acuzare. Revenim la trădare de patrie. E o chestie foarte sensibilă, de data asta politic. E foarte important să fie bine administrat, adică decât prost administrat, mai bine deloc. Da, este practic una dintre cele mai complicate acuzații care pot fi aduse și totodată una dintre cele mai complicate sau cel mai greu de demonstrat. Pentru că tu ai nevoie să demonstrezi ce informație a plecat, dacă și informația care ai acces, da, eu în calitate de președinte, mi se aduce deci informația, îmi scrie foarte clar, cade sub incidența secretului de stat. Divulgă. Eu nu am voie nici să fac copii, n-am voie nici să fotografiez, nu am nevoie, deci decât am citit, ofițerul SIS stă alături de mine, eu am citit, i-am transmis mai departe, deci informația care am văzut. Acum, ca să demonstrez acest lucru, eu sper foarte mult că nu se bazează doar pe ceea ce se declară în video, pentru că oricine de noi poate să declară că nu știu exact cine vorbește și asta... Ca să impresioneze, adică da, argumente poate absolut, avea 100 pot fi una și 101, așa cum... Deci poți în judecată să numai în condițiile când există cu adevărat că a transmis, da, a semnat pentru un act și acest act a fost transmis. Dacă există, deci aceasta, deci, cum zici, exercițiu, a luat actul, a făcut copii, l-a transmis mai departe, încă acolo când se transmite un act scrie clar. Pentru președintele Republicii Moldova sau dacă este, sau sunt acte care vin direct doar pentru mine. Deci nu le vede nimeni altcineva decât eu personal. Și dacă acea informație apare public, deci eu sunt unul din cei care... Dumneavoastră credeți că trădarea de patrie sub acest aspect s-a produs, că transmitea informații? Înțelegeri despre care, pentru că în acea înregistrare era vorba de înțelegeri. O să facem așa, o să facem federalizare. Asta trebuie probat. Uh-huh. Cel mai corect lucru este probarea. Deci, declarațiile, ele pot fi catalogate ca declarații politice, impresionare sau orice altceva, și ele trebuie probate aceste lucruri. Da? De ce eu, nu în zadar, azi i-am făcut adresare Procurorului General. Dacă nu veniți cu deci probe clare privind ridicarea imunității și nu are o finalitate, deci mai bine nu veniți deloc. Deci eu, asta a fost mesajul, pentru că lumea nu dorește circ. Lumea dorește o finalitate. S-a furat ceva, noi trebuie să știm foarte clar cine a furat și asta este proba că el a furat. Da, și cred că mă scuz, e cel mai dificil dosar care va fi, mai având în vedere că asta afectează
afectează și relațiile noastre cu terțe țări. Exact. În cazul de față, nu-i vorba de America, de... Am văzut cine reacționa. Da, exact, exact. Cei care au reacționat, că este interesul lor major, conștientizând perfect că o eventuală scurgere de informații de la Dodon va afecta și mai mult relația care și așa este afectată. Procuratura are ocazia să creeze un precedent istoric, pentru că noi despre coloana 5-a a Moscovei Moldova vorbim de 30 de ani, fără ca asta să fie vreodată demonstrat. Bun, cu dosarul Bolbocean nu luăm în calcul, pentru că dosarul cel a fost despre apă de ploaie. Dar are și șansa să-și dea cu dreptul în stângul. Deci, acum contează foarte mult să înțeleagă instituția cât este de important și de grav. Adică grav dacă nu administrează probe. Doar o remarcă, dacă îmi permitiți. Acum e timpul procuraturii și a instanțelor de judecată, după mine, să elimine factorul politic, adică să nu-i permită să se dezvolte și să fie valorificat. Ziceați dumneavoastră că eventual le veți scrie o strategie socialiștilor. O să vă plătească foarte bine cum să folosească PR-ul. Așa că cât mai rapid și mai operativ vor reacționa procuratura și instanțele de judecată, se pune punct unei situații care o valorifică politic și socialiștii și Moscova și cei care nu ne doresc binele nostru. Aici totuși mai mult eu sunt de acord cu domnul Carp, pentru că nu cum se va reacționa bine la nivel de probe, pentru că deja probe trebuie să fie. Dar dacă totuși doar pe informația cei care este, e foarte complicat, adică să demonstreze acesta. Pentru că aici vreau să adaug, da, ce ține de federalizare, care domnul Voronin nu a vrut-o să semneze, nu a vrut din cauza armatei care trebuia urma să rămâie pe teritoriu, pentru că dacă ne uităm la ce înseamnă federalizare sau bine, land-uri sau state, nu este o problemă, este o soluționare sau o încercare de soluționare a problemei cu Transnistria. Dar toată este problema că fiind sau dacă noi dorim să devenim o țară neutră, nu trebuie să avem și o armată rusească sau altă. Aici mai mult este problema. A doi, președintele oricum comunică cu președința altor țări. Deci mi se pare că e foarte complicat să demonstrez sau dacă deja nu încă nu sunt aceste probe, să le cauți abia acum ce anume s-au transmis atunci sau care a fost informații, pentru că dacă chiar au avut loc transmiterea informației de secret de stat, evident că această persoană trebuie să răspundă. Da. Eu cred că atunci când a fost prins acel microbuz pe ambasada Rusiei care a dus încolo, deci de fapt poșta diplomatică este cea care era folosită pentru transmiterea de anumite categoric acte. Și valorificat. Deci atât, eu închid aici subiectul și dacă doar acolo putea cumva ceva cumva să găsească. Dar cei ce se arată video, în acel video ăsta este apă de ploaie, asta pot să vă spun. Da, sperăm că probe vor fi și că procurorii înțeleg cât de sensibil este anume acest capăt de acuzație. Cele trei capete de acuzație sunt suficiente, de consistente, ca să-l ajutăm să ajungă unde e locul acestei persoane. Unicul lucru pe care mi-l doresc este ca să se facă justiție. Categoric. Să nu avem senzația că este implicare politică sau interes politic, ori nu la politic trebuie să se uite procurorii, dar la probele pe care le administrează, pentru ca și după mai târziu să aibă cu ce lucra judecătorii. Iar domnului Dodon îi doresc să beneficieze de o justiție echitabilă, corectă, așa cum nu a reușit dumnealui să o facă în perioada în care era președinte. Eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune din această seară. Pe telespectatori îi invit să urmărească mai departe un interviu cu noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, din care veți vedea și care este reacția dumnealui la acest dosar al lui Igor Dodon. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărdici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la teologul. Nu
capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Тобой сердечко, ценю жизнь, ребята. Тот, care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul nostru, nu. Capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine.
Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe. Invitatul din această parte a emisiunii este Ianis Majaix, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, șeful delegației UE. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara. Dumneavoastră ați ajuns în Republica Moldova într-o perioadă cu multe provocări, dar și cu multe oportunități pentru statul nostru. Avem o guvernare pro-europeană care și-a asumat mai multe reforme și un parcurs european clar pentru Republica Moldova. Dar lucrurile astea se întâmplă într-un context în care avem o criză economică și financiară gravă și un război la hotar, pericole de securitate. Care credeți dumneavoastră că este astăzi cea mai mare provocare reală pentru Republica Moldova și pentru autoritățile Republicii Moldova? Indeed, as you mentioned, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, este o perioadă de oportunități, dar și riscuri, și unele riscuri, în majoritatea riscurilor, sunt externe, deoarece deci nu e vorba de acțiunile guvernului care au dus la criza refugiaților, criza energetică sau criza economică. Însă, pentru Uniunea Europeană, este important să ajutăm să vă ajutăm cu oportunitățile sau să ajutăm țara să meargă înainte cu agenda sa europeană și noi ne bucurăm foarte mult să vedem că există angajament din partea președintelui, guvernului, parlamentului și pentru oameni ca să meargă înainte cu agenda de reforme, ca să apropie relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În același timp, facem tot ce putem ca să susținem Republica Moldova să treacă cu bine prin această perioadă de criză, pentru că a fost numită o perioadă furtună perfectă, să zic așa, când mai multe crize se întâmplă concomitent. Dacă aș analiza criza la moment, după criza COVID, lucrurile, bine, criza COVID a cumva cedat, dar s-ar putea să revină. Cu refugiații, țara s-a descurcat foarte bine. În același timp, numărul refugiaților descrește ușor și bineînțeles că acesta este un domeniu în care Uniunea Europeană oferă asistența sa atât refugiaților aici din țară, dar și caută modalități să susțină deplasarea acestora din Republica Moldova în alte state membre ale Uniunii Europene. Și cea mai mare provocare, eu aș vedea provocările de ordin economic, pentru că atât COVID-ul, cât și războiul în Ucraina s-au cumva suprapus și asta împiedică dezvoltarea țării. Cum am spus și despre componenta energetică, prețurile care cresc, iată de ce Uniunea Europeană atribuie atenție sporită dezvoltării țării și acest lucru atât pentru a gestiona criza actuală, dar și pe termen lung. Adică nu ne concentrăm doar pe termenul scurt, pe acum, dar și pe termen lung, ca să încurajăm guvernul să gestioneze nu doar criza, dar să dezvolte țara în anii ce urmează. Asta este o mare provocare, pentru că oamenii vor să trăiască bine deja începând cu ziua de astăzi, cel puțin nu mai rău decât au trăit un an în urmă. Iar perspectivele de viitor, sigur că necesită niște eforturi văzute pe termen lung. Pentru ca cetățenii să susțină eforturile pe termen lung,
pentru ca ei să se simtă cât de cât bine pe termen scurt ce fel de suport poate oferi Uniunea Europeană și pentru problemele economice curente ale Republicii Moldova. Și dacă discuțiile în Chișinău sau unele critici ale opoziției față de putere țin de faptul că nu poate administra criza. E criza economică. Ține asta de factorul politic, modul în care administreze o criză care are ca motiv un factor extern? Eu cred, în primul rând, aș răspunde la întrebarea ce face UE. Uniunea Europeană a fost alături de Republica Moldova din ziua întâi a acestei crize. Republica Moldova a fost una din primele țări din lume care au primit susținerea prin intermediul mecanismului COVAX și atunci, pentru prima dată, a acționat echipa Europa. Deci statele membre au lucrat împreună ca să susțină diferite țări. În cazul crizei energetice, noi am oferit expertiza noastră din ziua întâi, când am înțeles că ar putea să existe niște dificultăți legate de contractele actuale. Și am oferit susținere oamenilor. Am oferit în timp record, mai puțin de 2 luni, susținere în valoare de 60 milioane euro, 1,2 miliarde lei, care pot fi folosiți de Guvernul Republicii Moldova pentru cei vulnerabili ca și subvenții. De asemenea, am avut măsuri țintite pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi pachete alimentare, asistență socială, astfel încât familiile cu copii sau persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, să poată să treacă peste criză mai ușor. De asemenea, și în criza refugiaților, susținerea noastră a fost multiplă și în diferite aspecte. Din primele zile ale războiului din Ucraina, Guvernul Republicii Moldova a solicitat susținere astfel încât noi să putem să răspundem la aceste solicitări împreună cu statele membre. Acum, susținerea aceasta constituie 15 milioane euro din partea statelor membre ale UE în cadrul mecanismului de protecție civilă și a oferit asistență în formă de generatoare de energie electrică și altele, conform solicitării guvernului. Și noi am oferit susținerea noastră față de ce face acțiunilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea crizei refugiaților pe termen mediu. Fie că am oferit susținere CNUR, Agenției ONU pentru refugiați, dar și prin programul mondial pentru alimentare. Legat de modul în care puterea administrează această criză, se putea mai bine administra? Sunt justificate aceste critici? Că e vorba de insuficiență competență din partea guvernării. Eu cred că depinde de criză. Dacă e cea economică, chiar contează iarăși aici momentul perfect, să zic. Dacă ați fi avut economiștii perfecți din lume, în guvern, oricum ați fi avut aceleași provocări cu care se confruntă în mod normal o țară. Și asta nu este doar evaluarea noastră, dar este și evaluarea altor parteneri de dezvoltare ai țării care susțin că guvernul face lucrurile corect. Doar că acești factori externi se acumulează, se suprapun. Iată de ce a fost această dorință a partenerilor externi de a oferi susținere suplimentară Republicii Moldova. Dacă guvernul ar fi făcut lucrurile greșit, nu ar fi fost această dorință de a oferi susținere. Și în aprilie a fost această conferință majoră a donatorilor în Berlin. Practic 700 milioane euro au fost promiși, inclusiv susținere suplimentară din partea Uniunii Europene. Adică există o recunoaștere că sunt nevoi suplimentare din partea țării și partenerii externi ai țării ar trebui să ofere această susținere suplimentară ca țara să poată să depășească criza. Securitatea statului, securitatea militară.
Dumneavoastră ați declarat anterior în câteva interviuri că o prioritate a Uniunii Europene este să împiedice extinderea războiului în afara granițelor Uniunii Europene și faceți acest lucru prin intermediul unor măsuri diplomatice. Cum ar putea, prin măsuri diplomatice, să evite Uniunea Europeană și întreaga lume să țină departe, de fapt, războiul de Republica Moldova, să împiedice Federația Rusă să se avanseze până aici? I think that first of all, this în primul rând, este un mesaj clar că Moldova contează. Și ați observat, probabil, în ultima lună, în baza vizitelor efectuate cu regularitate a oficialităților de nivel înalt din partea UE, dar și statelor membre, pentru noi Republica Moldova contează, că pe noi ne interesează să avem o țară prosperă, stabilă, democratică, independentă, în limitele frontierelor recunoscute internațional, și acesta a fost mesaj consecvent din partea tuturor partenerilor. Prezența fizică aici cred că este un simbol foarte clar. De asemenea, mai este și partea cu investiții pe care o efectuăm prin intermediul diferitor proiecte de asistență, astfel încât țara să poată să se dezvolte într-o manieră pașnică ca să poată facă față crizelor. Departe de ochii presei și ochii publici. Sunt luate în calcul scenariile unui conflict militar în Republica Moldova și ce fel de suport poate fi acordat Republicii Moldova? Deci discutați și despre asemenea scenarii ca să luați în calcul ce fel de suport puteți acordați? Ipotetic. În primul rând, noi nu ne gândim la scenarii ipotetice și o chestie pe care vreau să o repet, nu vedem pericol imediat sau pericol de escaladare a conflictului în Republica Moldova. Pentru noi este vorba despre economie care să devină mai puternică. Să folosim cuvântul reziliență. Aceasta poate avea mai multe forme. Dacă democrația este puternică, puteți să rezistați. Dacă economia este puternică, puteți să rezistați. Dacă puteți lupta cu dezinformarea, sunteți rezistați. Și în toate aceste domenii, noi oferim susținere. Charles Michel a menționat că oferim susținere în sectorul securității și încă o dată aș vrea să fiu clar. Susținerea aceasta este vorba aici despre lucrurile necesare forțelor armate ca să funcționeze normal, să funcționeze obișnuit, adică echipamente pentru funcționare ordinară. De asemenea, oferim susținere pentru a lupta cu dezinformarea. Este vorba de ceva ce are, este ceva care pune ridică niște amenințări mai iminente decât securitatea. Adică aceste zvonuri, ce se întâmplă și ce nu se întâmplă în Moldova și tot așa, este important să fim împreună ca să sporim nivelul de reziliență al țării, astfel încât oamenii să se gândească la ce văd ei pe rețelele de socializare, să se gândească de două ori înainte să retransmite, să republice. Acesta este un domeniu în care cred că este important să continuăm să extindem atât eforturile de guvern și propagandă, care într-adevăr este, asta este nu un pericol, este o realitate în Republica Moldova. Acest lucru se întâmplă. În asta, ce părere aveți despre soluțiile pe care le propun unii experți legate de interzicerea posturilor rusești de televiziune în Republica Moldova, restricționarea pe spațiu informațional a Republicii Moldova unor site-uri rusești de propagandă? I think there are two elements. Aici sunt două elemente. Unul este libertatea mass media, libertatea expresiei. Și anume acest lucru îl promovăm în UE și în Republica Moldova. Să susținem mass media independentă, să formăm jurnaliști, să vorbească în cazul în care drepturile acestora sunt restricționate. De altă parte, avem nevoie de a face față propagandei. Nu
tot discursul este protejat de libertatea de exprimare. De exemplu, nu poți avea discurs care îndeamnă la ură sau propagandă. Fiecare țară are dreptul să, de fapt are obligația să abordeze astfel de chestiuni. Nu există o soluție uniformă. Important totuși este că în momentul în care astfel de decizii sunt luate, acestea să fie proporționale încălcărilor care s-au comis și ca deciziile să fie clare, să fie clar invocate motivele pentru care s-a recurs la aceste acțiuni. Și este ceva ce toate țările europene fac sau cumva abordează această chestiune. Este clar că și țările europene se confruntă cu această situație. Să revin înapoi la pericolele de securitate și am să vă adresez o întrebare care ține și de pericolele de securitate, dar și de cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova este un stat special. Mai mult de o treime din populația Republicii Moldova sunt deja cetățeni europeni, fie pentru că au cetățenia României, stat membru al Uniunii Europene, fie că au cetățenie bulgară, fie a altor state membre ale Uniunii Europene. Această particularitate a poporului cetățenilor Republicii Moldova ar putea oferi o altfel de abordare în contextul în care va fi necesar de un suport special de securitate sau chiar în contextul examinării cererii noastre de aderare. Pentru că, în fapt, o parte bună a cetățenilor Republicii Moldova deja sunt cetățeni europeni. Haideți să ne amintim că Republica Moldova a solicitat aderarea la UE, nu persoanele în parte. Bineînțeles că oamenii sunt parte din acest tablou, pentru că și țara, confruntându-se cu anumite provocări, cetățenii, dacă au dreptul la cetățenie UE, au dreptul și la libertatea de circulație, libertatea de angajare a câmpul muncii și aceasta, bineînțeles, că contribuie la discuția privind provocările economice și cum acest lucru poate să contribuie la implicarea mai bună a diasporei și, în mod ideal, să posibilitatea de a aduce diaspora înapoi acasă. Dar dacă vorbim despre cerere de aderare, e vorba despre țară, instituțiile țării, cât de bine funcționează, cât de bine corespund standardelor Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, nu e vorba de oameni, e vorba despre instituțiile de stat. Iată de ce avem aceste mii și mii de întrebări despre felul în care statul funcționează, astfel încât noi să putem să evaluăm cât de similar sau cât de diferit este Moldova de alte țări. Legat de cererea de aderare a Republicii Moldova, sunt șanse ca în acest an Republica Moldova să obțină statutul de țară candidat? Este o întrebare la care încă așteptăm răspunsul, pentru că aderarea este un proces care este compus din câteva etape și sunt etape pe care le-am depășit, le-am trecut deja destul de rapid, aș zice, chiar remarcabil de rapid, pentru că Republica Moldova a depus cererea de aderare la sfârșitul lui februarie și la începutul lunii martie a fost decizia Consiliului care a solicitat Comisiei să facă o evaluare și acum Comisia deja pregătește evaluarea în baza informației pe care a oferit-o Guvernul Republicii Moldova, pe care a oferit-o practic într-o perioadă remarcabil de scurtă, practic într-o lună, aproximativ o lună, un teanc enorm de documente cu răspunsuri la mii și mii de întrebări despre situația respectivă, cum se pregătește opinia Comisiei Europene. După ce aceasta va fi pregătită, Consiliul va lua decizia ce să facă cu această în această situație și este o decizie a statelor membre ale UE care se vor întruni în Consiliul European în luna iunie în acest format și este decizia politică a statelor, a guvernelor și
cum să procedeze în cazul cererilor de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, pentru că toate trei țări au depus cerere. Și cum aceste decizii vor fi, noi vom ști odată ce ele vor fi luate. Din experiențele pe care le avem, lucrurile au fost foarte diferite și este greu să prezicem cum lucrurile vor evolua. Din opinie, din punctul nostru de vedere, războiul din Ucraina, în ce măsură va influența decizia care urmează să ia în această vară? Deci, faptul dacă războiul continuă și rămâne o stare de incertitudine, asta mai degrabă a determinat țările membre ale Uniunii Europene să spună da sau să spună nu? That is a question for the politicians. Asta este o întrebare pe care trebuie să o adresați politicienilor. Ceea ce observ eu acum, acest război a avut influență la deciziile politice, pentru că la începutul anului nimeni nu se gândea să depună cereri, niciuna din cele trei țări. Și acest război în Ucraina, cu regret, a fost un factor care a pornit, a declanșat acest proces. Dar a oferit și oportunitate și pentru Ucraina, și pentru Republica Moldova și Georgia să depună cerere de aderare. Deci, cumva așa lucrurile au fost pornite. Cum lucrurile vor evolua este greu, este o întrebare pentru politici. Vreau să trecem la un alt subiect, de care probabil că va depinde și decizia pe care va lua Uniunea Europeană, lupta cu corupția și reforma justiției în Republica Moldova. Ce progrese exact așteaptă Uniunea Europeană de la Republica Moldova pe aceste domenii? Mesajele externe care vin, în special din partea eurodeputaților, țin de dosare de rezonanță. Furtul miliardului, Landromatul, corupția politică din Republica Moldova, pe care se așteaptă să se producă niște progrese, de orice natură, dar să se întâmple ceva pe aceste dosare. Totuși, progresul pe aceste dosare depinde și de un suport pe care Republica Moldova îl așteaptă din partea unor state din Uniunea Europeană, pe comisii rogatorii, pe sechestre, pe unele bunuri pe care cei implicați în crime le au în diferite state europene. Întrebările mele sunt două. Ce exact așteaptă ca progrese pe aceste domenii și cum ne poate ajuta să obținem aceste progrese în Uniunea Europeană? Eu cred că sunt două niveluri a răspunsului. Unul este nivelul sistemic și al doilea este vorba despre cazuri în parte. Haideți să începem cu nivelul sistemic. Ceea ce este important este că reforma justiției și lupta cu corupția să fie incorporată în sistemele statului. Cred că este ceva bun pentru Republica Moldova, este că indiferent de crizele pe care le-a avut țara în ultima lună, ultimile luni, au fost o avansare destul de consecventă și anume asta avansare a fost observată în reforma justiției. Modificarea Constituției, am observat că a fost pornit procesul de pre-vetting pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Am observat de asemenea critici de mai de mult, de la început, probabil din cauza lipsei de experiență, că eram pregătiți să avem un dialog cu partenerii internaționali, inclusiv Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, care au avut dialog cu societatea civilă la acest subiect. Deci legislația a fost adoptată cu asistența noastră. A fost creat și comitetul de evaluare a candidaților și noi sperăm, sau comisia de evaluare, și noi sperăm să identificăm candidații internaționali pentru acest comisie de evaluare și ca să reflecte și experiența internațională, dar și secretariatul pentru pre-vetting. Adică toate aceste lucruri au fost create cu asistența nu doar a Uniunii Europene, dar și altor parteneri de dezvoltare, Statele Unite și statele membre ale UE. Deci la nivel sistemic există o mișcare înainte, dar e clar că va dura ceva timp, deoarece
Acum am început procesul de pre-vetting, va lua ceva timp pentru Consiliu ca acesta să se transpună în evaluările judecătorilor și procurorilor. Și asta mă duce la al doilea nivel, cazurile în parte. Și aici noi cu siguranță ne-am dorit să vedem mai multe progrese, pentru că dacă observăm aceste cazuri de rezonanță care se tot amână și amână, în unele cazuri a fost chiar de 70 de ori. Asta este o chestie care cumva semnalizează, inclusiv și pentru Uniunea Europeană și statele membre. Și arată, de fapt, că mai sunt lucruri de făcut. Iarăși, având în vedere situația, lucrurile nu pot să se dezvolte prea repede. Cooperarea cu statele membre în ceea ce ține de aceste cazuri de rezonanță și recuperarea bunurilor criminale sau infracționale. Aici, de asemenea, oferim consultanță guvernului Republicii Moldova, atât în ceea ce ține de lupta cu corupția și combaterea spălării banilor. Dar asta înseamnă și cooperare directă între Republica Moldova, bine, autoritățile Republicii Moldova și statele membre ale UE. Există exemple în care această cooperare are loc, de exemplu, echipele comune de investigație împreună cu Letonia. Noi investigăm felul în care băncile letoniene au fost folosite pentru furtul miliardului, dar și serviciile de procuratură care solicită informații de la organizații sau instituțiile omologe. Și, de asemenea, și statele membre ar putea să fie interesate să obțină informații. Ați avut ieri o întâlnire cu reprezentanții Partidului Socialiștilor, care au venit la dumneavoastră ca să discutați despre cazul fostului președinte al acestui partid, Igor Dodon, reținut pentru un caz de corupție, trădare de patrie. Sunt 4 capete de acuzare în privința domnului Dodon. Cum vede delegația UE acest caz? Noi urmărim acest caz și am împărtășit aceste informații și cu conducătorii Partidului Socialiștilor ieri. Noi urmărim acest caz din câteva considerente. Primul este că ați menționat și dumneavoastră, este unul din liderii unei forțe politice alese legitim în Parlament, reprezentat în Parlament, și este clar că Este vorba ca partidele să nu fie împiedicate în activitatea lor politică, adică și majoritatea parlamentară și alte. Dar o altă chestie este că sunt lucruri care trebuie investigate. Dacă trebuie, atunci se investigează. Și apoi deja procuratura va prezenta probe despre ce a fost identificat. După mine, eu cred că nu trebuie și nu vor fi interferențe. Noi așteptăm, sperăm să fie independența justiției. Un caz politic, o comandă politică, elemente pentru asta. La această etapă, noi nu vedem vreun element al vreunui ordin politic, cum ați formulat dumneavoastră. Mai repet, noi suntem interesați, pentru că cazul este de rezonanță, este un partid major politic. Și un alt caz care vreau să vă întreb, ține de fostul procuror general, Alexandru Stoianoglu, care zilele trecute Consiliul Superior al Procurorilor a propus președintelui demiterea domnului Stoianoglu din funcție, urmarea unei evaluări la care a luat calificativul nesatisfăcător. Comisia de la Veneția nu a văzut cu ochi buni această procedură de evaluare fiind unică în lume. Până acum nu a existat un astfel de precedent. Întrebarea mea este, cum vedeți dumneavoastră acest caz? Eu nu cunosc opinia finală a Comisiei de la Veneția. Eu cred că era vorba despre alt
alte aspecte despre cum el ar fi putut destitui din funcție. Dar ce am văzut este evaluarea aceasta, care este destul de voluminoasă, cu detalii despre faptul de ce comisia a văzut lucrurile în felul acesta și noi am înțeles de ce evaluarea a avut loc așa cum a avut loc. Deci la această etapă nu pot să dau mai multe comentarii. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune de astăzi. Vă mai invităm la Cutia Neagră să discutăm și despre alte subiecte mai mult și despre integrarea europeană și despre lupta cu corupția în Republica Moldova. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.